Parcul Nicolae Romanescu a fost plin la orele amiezii de oameni dorniți să scape cel puțin pentru câteva ore de căldura din oraș. Însoțiți de copii, bunici sau animale de companie, parcul oferă vizitatorilor toate ingredientele de care au nevoie pentru a petrece o zi în natură. Foarte cald. Nu ne așteptam să fie așa de cald. Și aici, în parc, cum e temperatura? Deocamdată e binișor. Mai adie vântul cât de cât. Dar la un moment dat începe să iasă căldura. Și ne tragem acasă, că n-avem ce să facem în final. Dar e mai bine aici decât în oraș. Da, e mult mai bine. Sănătatea noastră, parcul. Mm-hmm. Sănătatea e parcul. Da, stațiunea noastră a pensionarilor. Nu costă bani, stăm de discuție, prieteni. E un refugiu pe caniculă? Extraordinar. Venim în parc. Când e răcoare, venim în parc. Dimineața și seara. Da. În rest, cum vă protejați de caniculă și cum vi se par temperaturile astea la sfârșit de august? Foarte cald. Foarte cald. E insuportabil. Sunt insuportabile câteodată așa, dar ce să facem? Trebuie să rezistăm, că am mai prins și alte timpuri și mai călduroase și la țară, când lumea se cerea cu secerea la grâu și era foarte greu. Nu e numai acum așa, că a fost cald întotdeauna. Și altă dată. Aici, în parc, este extraordinar. Meteorologii spun că săptămâna începe tot cu vreme caniculară. În această perioadă, cea mai mare parte a țării și mai ales partea sudică, inclusiv Oltenia, s-a aflat sub influența unui val de căldură. Astfel că temperaturile maxime au fost cuprinse și încă vor fi cuprinse și astăzi și mâine, de la 33-34 de grade în partea nordică a regiunii până la 38-39 de grade în sudul Olteniei. Și minimele, din păcate, se mențin destul de ridicate. În cursul nopții vor fi minime până la 21-22 de grade Celsius. Începând de marți, valul de căldură se va retrage spre jumătatea estică a țării, spun meteorologii, iar temperaturile vor deveni normale pentru această perioadă a anului.